Au recurs la gesturi extreme pentru a se face auziți. Doi deținuți din penitenciarul numărul 11 din Bălți și-au tăiat venele în semn de protest față de condițiile precare din pușcărie. Condamnații solicită o întrevedere cu presa. Ei ne-au trimis imagini video în care roagă echipa Jurnal TV să meargă în penitenciar să vadă cum sunt tratați. Jurnal TV i-a solicitat departamentului instituției penitenciare o întrevedere cu deținuții. Administrația însă nu ne-a dat niciun răspuns până la această oră. Acum două zile, deținuții n-au mai tolerat să fie ignorați și, în semn de nemulțumire, și-au tăiat venele. Starea lor ar fi fost extrem de gravă pentru că unul dintre ei a fost dus cu ambulanța la spitalul orășenesc din Bălți. Pentru a fi mai credibili, aceștia au expediat pe adresa Jurnal TV trei poze, în care se vede clar cum este tăiată mâna care sângerează. Deținuții au înregistrat și un mesaj video, în care roagă echipa Jurnal TV să vină la ei. Departamentul instituției penitenciare nu a răspuns deocamdată la solicitarea Jurnal TV pentru o întrevedere cu deținuții. Precizăm că acum două zile, alți trei condamnați protestau față de condițiile de detenție. Pentru a-și exprima dezacordul, unul dintre pușcăriași a înghițit o lingură, iar apoi și-a cusut gura.